viața atâtor oameni. Ba mai mult, ne condamnați și copiii să nu poată respira. Toată lumea are mască. După ce dumneavoastră s-ați filmat, în timp ce fumați în birou fără mască. Sunteți o slugă mai mare ca Dacian Cioloș și un trădător mai mare decât Victor Ponta. Ați venit să susțineți pe domnul Emil Boc? Vă amintesc că la București l-a susținut pe Nicușor Dan. Aici domnul Boc are contracandidat de la USR. Așadar aici e dușmănie, acolo e ecumetrie. Mare politician, domnule premier, sunteți? În perioada în care suntem în stare de alertă, lumea este disperată, dumneavoastră faceți campanie electorală. Acesta este PNL-ul de astăzi, urmașii brătenilor. Vai de capul nostru! În încheiere vreau să spun un cuvânt presei din Cluj-Napoca, mâncătoare de căcat, sclavilor USR-ului. Dacă mă credeți un extremist sau știu eu ce, vă invit oricând să avem o discuție filmată și să ne judece oamenii până la urmă. Ok? Doamne ajută!